Nu, eu, nu, eu sunt chiar Brega și vreau să candidez eu pentru ministru. Da, eu sunt Brega. Nu te vâră băieți. Dar de ce să nu mă vâr? Vreau. Dacă nu mă vâr eu, să vâră ei. A, să votează ei. Tu ești Brega, îmi cer scuze, dar chiar să știi și el că nu mă tem de dâns. Da, da, mai băgat, mai băgat și mai trimis în tete borță. Absolut de nimeni. De-a mi m-am făcut la gură, știi, de cealaltă care smătrea și care din pușcărie babile s-au făcut a mâine. Ia ca ni să mă înarmeză, mă, să-mi dăi cineva un sniper. Eu mă duc în parlament, nici nu și îmi pușcă. Și intri la pușcării, ca terorist. Terorist. Păi mai fost terorist, au fost omorât oameni, au intrat la pușcării și au schimbat. Nu schimba nimeni și nici Brega ăsta nu schimbă nimeni. El vrea să încerce. Fără partid, să intre în parlament. Da. Fără partid, să intre în parlament și să reprezinte oameni. Cine a fost este aia? Dorin Chirtoac. Și îmi spun mie, bună ziua, bună ziua, mă numesc Dorin. Dar ce o zdoră? Noi suntem. Mă votați pentru mine. Spui băiat, eu votez pentru tine. De câte ori se vrei, dar tu nu ai să știi. Tine ori să te mănânci, acolo sunt lupi. Ia că au fost, de 3 ori au fost deputat. Și, fost. Și deputat au fost și primar. Da, tu nu ai să știi, tu nu, nu fugi înainte. Ai o căs de pâine acolo care ai învățat-o la Sorbona. Pune-te acum într-un mungher și mănâncă. Și deci... ce? L-o căcat, l-o măscărit și ce-a făcut? Ba căcat din plasmas, i-o pus pe masă la așa. Eu toată presa o urmăresc și toată politica o urmăresc. Și mă uit, ce prostii se face. Băi, unii rusul, era ordine, băi, ordine. Era un zacon. Un zacon. Nu erau partide. Da. Un partid. Da, chiar de era dictatură. Apoi da, și era un singur candidat. Ce așa bun era atunci. Te duceai și fel de alegeri era. Așa e cu un singur candidat de la partid, de la un singur partid. Și așa era alegeri. Era bătaie de joc, simulare, simulare de vot. Ba da, am trăit și eu, sunt născut în 73. Am fost și eu la vot în timp sovietic, știu, era un singur candidat. Chiar și după aceea, Snegur, un singur candidat era, Snegur. Și așa l-au fost vot la Snegur. Un nu cred. Eu cred în democrație, nu în Pinochet și în dictatură. Ascultă, au fost cei care era și mai sărac. Și am rămas săracă și eu agitat Pinochet. Și acum au alți impostori. Și noi am avut dictatorii noștri, l-am avut și pe Stalin și pe Andropov. Și a fost, cui a fost genia lui Stalin? Ia întreabă pe oameni care erau pe timpul lui Stalin și care îi scoate după colț și îi împușca. Și de lucru, colhozurile le-au ridicat, și firmele, și era lapte. Și de ce era Uniunea Sovietică cei mai săracă? Și de ce, de ce s-a destrămat Uniunea Sovietică? Da, am făcut facultate și masterat am făcut. Îs regizor de film ca profesie și masterat am făcut în integrare europeană. Da, eu filmez, am canalul meu pe YouTube, 50 de milioane de oameni s-au uitat. De-aia să-mi spui tu, Nida, tu regizor ești și diferența dintre Uniunea Sovietică, care a fost, presupun, și Săединенные Штаты. În una e democrație și în alta noi. În una se respectă drepturile omului și în alta noi. Da. Mie îmi trebuie, vreau să mă pot exprima. A, tu mă filmezi? Da, dar n-am zis că filmez, că să-i transmit lui Brega. Numai că n-am prins și la început. Bun, sănătate. Nu vreți să-l susțineți pe Brega, că o să fie ca Chirtoac. Eu am să vă demonstrez că e altfel. Până nu te-am filmat, da. N-am prins cum... N-am prins cum înjurai. Când înjurai, mă ta n-am prins. Dar de-amu, lumea cred că te știe. Mahalajii oricum te știu.